Ne-am oprit să facem un picnic. Copiii au flămânzit un pic. Bunica, uite, că te place mițelele. Da, da, bine? Da. Și ea va fericită că a luat cosmecica. Da? De la Soroca. Și un cerc, Michi. Și acuși, cu Doamne ajută, ridicăm scările. Suntem la lumânare. Autorul cunoscut, Balada Mioriță. Deci, în vremurile de urmă, balade, și ne-au scris poeme, balade, nu știe. Deci, un drut scritor nostru a luat decizia să facă în deal aici, în dealul Zastânșii, o lumnare în memoria scriitorilor, autorilor care au scris poeme, Balada Mioriță și altele. Așa că, ce se mai numește, cartea de vizită oraș Soroca, are înălțime 29 de metri jumătate. Da, da. Așa și scrie. Dacă se ceapă la gădarieni, scrie. Dacă vreți vă luați, ia că cu spadă, o adresere frumoasă. El a înălțime 29 de metri jumătate și cetatea Soroca tot 29 de metri jumătate înălțime. Eu sunt dorit fac, că este un mică informație, nu știu, eu sunt pentru mine. Eu le fac. Astăzi voi ridica 657 de trei. Rapid, le-a alergat. Iată cum se vede de sus lumânarea. Intrăm. Noi cu Eva mai greu am ajuns. Dar să luați pornit mai prun.
intrăm înăuntru, să vedem. Da, Eva a fost bravo, campioană. Un pic în brațele mamei, rest le-a urcat pe toate singurică. Foarte bravo a fost. Iată aici iconița. Pe icoana lui Ștefan cel Mare. Ce un om mare. Iată cum arată. Iată așa se vede de sus la lumânare, Nistru, Soroca. Foarte frumos. Noi am obosit, copiii de fapt, dar o energie pozitivă. Cine dorește are posibilitatea și n-au văzut cetatea și lumânarea, neapărat să facă posibilul să vină să vadă ceva frumos, ceva unic. Cu asta încheiem vlogul nostru de azi. Mai facem câteva poze și plecăm acasă. Salutări la toți, o zi bună, o zi frumoasă. Dacă v-a plăcut, abonați-vă și câte un like. Mulțumim mult! Dacă v-a plăcut vlogul de azi, apăsați pe like.